În 2020, Ryan Murphy, cunoscut în mod deosebit pentru American Horror Story, lansa miniseria Hollywood pe Netflix. De la Rock Hudson și Vivian Leigh până la Hattie McDaniel, noul serial prezintă versiuni fictive ale multor vedete din viața reală. Producția abordează teme sensibile ca rasismul, sexismul și homofobia, în timp ce își imaginează un oraș, Tinseltown, din anii 1950, unde minoritățile nu erau excluse și discriminate. Miniseria mai spune și povestea reală a actriței Peg Entwistle, o vedetă aspirantă care și-a luat viața în mod tragic. Hollywood relatează și povestea lui Archie Coleman, un scenarist gay de culoare interpretat de Jeremy Pope, care scrie un scenariu de film despre Entwistle. La sugestia regizorului Raymond, interpretat de Darren Criss, el rescrie povestea cu titlul de Meg, o actriță de culoare, Camille, interpretată de Laura Harrier, în rolul principal. Film din film, este în întregime fictiv, dar povestea lui Entwistle este reală. Millicent Lillian Peg Entwistle s-a născut pe 5 februarie 1908 și și-a pierdut ambii părinți la o vârstă fragedă. Mama ei a murit de boală, iar tatăl ei a fost ucis într-un jaf. Britanică la origine, Entwistle s-a remarcat imediat ce a jucat rolul lui Hedwig în tragicomedia lui Henrik Ibsen, The Wild Duck, pe Broadway în 1925. La doar 17 ani a reușit performanța de a fi apreciată de public pentru seria de spectacole și se zvonea că Bette Davis ar fi fost atât de impresionată de prestația sa încât ar fi decis la rândul ei să devină actriță. Entwistle și-a făcut ultima apariție pe Broadway în Alice Sit by the Fire de J.M. Barrie și în ciuda succesului de pe scena teatrului din New York și-a dorit cu toată ardoarea să devină vedetă de cinema și s-a mutat la Los Angeles în 1932. Primul ei rol de la Hollywood a fost pe scenă într-o piesă numită The Mad Hopes, alături de Billy Burke și Humphrey Bogart. Criticii din Los Angeles au descris-o pe Entwistle drept o reprezentare fermecătoare a tinereții. După succesul producției, a fost distribuită ca Hazel Clay Cousins în filmul 13 Woman. Din păcate, pelicula nu a reușit să încânte publicul la proiecția de test. Producătorii au decis să pună capăt contractului lui Entwistle înainte de premiera 13 Woman și pe măsură ce cariera ei părea să se scufunde în end, nici soțul său nu o ducea prea bine. Toate acestea au dus inevitabil la depresie. Pe 18 septembrie 1932, o femeie aflată într-o drumeție pe dealurile din apropierea semnului Hollywood a dat peste pantofii și geanta lui Entwistle. În interiorul pungii se afla un bilet în care scria: "Mi-e frică, sunt o lașă, îmi pare rău pentru tot. Dacă aș fi făcut asta cu mult timp în urmă, soțul meu ar fi fost scutit de multă durere." Ulterior, femeia a găsit și cadavrul lui Entwistle lângă semnul Hollywood. Medicii legiști au decis că Entwistle a murit din cauza fracturilor multiple ale pelvisului după ce a sărit de pe litera H a semnului. Avea doar 24 de ani. În 2014, aproximativ 100 de persoane au marcat comemorarea morții lui Entwistle într-o parcare de la Beechwood Market din Hollywood, ocazie cu care au vizionat 13 femei pe un ecran în aer liber.